Salut și ne-am regăsit la o nouă serie pe acest canal. În această serie mă voi juca Call of Duty Black Ops Cold War Zombies, pentru că asta e disponibil momentan. E gratis pe Battle.net. Nu știu dacă e gratis și pe alte platforme. E prima oară când mă joc, deci am jucat decât beta-ul ăla pe un PS4. Atât. Și alpha, când a fost atunci pe PS4. Mai e prima oară când mă joc. Create class. Continue. Yeah, pot să modific ceva momentan. Am trebuit să fac level, da. Și pot să cumpăr și eu. De astea deja am arme modificate. Mai am creat o plesă aici, am văzut skills. Ok, este submachine gun, ce zic. Petal pesco. Dar asta si chestii gratis pe aici. Văd cu muzica asemănătoare cu Call of Duty Black Ops 1. Chiar nu știu ca celelalte, din Zombies mă refer acum. I-a dat la play și apoi dai în mașină end loop search. Acum caută un match. Da, ia asta să se dau la setting, să dau muzica asta mai încet că cantare music. Că e bine. Joining match. Ia, mai ales un match. Scuze, doi sunt de pe PS4 și unul tot de pe Blizzard. Așa. Deci, eu am jucat până acum jocuri din serie asta, Zombies. Poate, cred că voi nu știți. Voi puțin care vă uitați. Și pe scurt, asta e cea mai mare continuare. E continuarea, cred, parcă la Black Ops. Da, e continuarea la Black Ops 4. Haide, cum pot să mă aleg de astea când încep. Așa, deci e continuarea harta asta, e continuarea la, nu mai știu cum se cheamă harta din Black Ops 4 Zombies, nu m-am jucat. Am jucat Black Ops 1 World at War chiar pe prima hartă, care asta e ceva gen un fel de remake la harta aia. Așa e mișto. Cum dau cu... Dar nu mai există să dai cuțitul. Nu s-a schimbat jocul ăsta. Get the team inside. Oh,
că am văzut un violan. Am mai rămas chestia cu armele de pe pereți, din câte văd. Dar acum am pus să-ți cumperi gulanțe de oriunde. Asta e de-aia cu Turn on the Power. Adică asta era harta veche, că am atâta până pe aici era. Și pe aici trebuie să, să păzești zona și puteai să te urci pe aici, să ajungi la etaj. Sau prin camera aia. Asta e mai mult ceva gen tactic. Harta asta acum e... Și mai are niște personaje anumite. Adică nu mai are niște personaje specifice, că anumite așa erau hărțile. Deci chiar s-a schimbat mult. N-am zis puțin bani. Nu știu, ăștia pot să bați cu pumnii. Și sunetele astea de Max Ammo și toate chestiile astea de la parcuri. Parcă sunt sunete din CS1-6 când făceau de atunci era headshot. E părerea mea că e un joc bun, dar comparativ cu jocurile dinainte, se putea mult mai bine. Nu știu, nu pot să deschid, dar uite că pot. Adică, pe scurt, ce se întâmplă aici de au apărut zombii ăștia, e că există o mașinărie undeva pe harta asta care trebuie să ajungem la ea ca să o oprim, cred, sau nu știu ceva, să investigăm ca aia emisiunea și după aia să... ceva, un easter egg parcă sau nu știu. Mă, m-am prins ăștia aici. Măcar acum poți să vezi astea bonus points. Un fel de double points cum erau înainte. I am better now. Ia, dacă merg așa. Cum nu dau pe... Așa, pe C. Uite aici trebuie să ajungem. A, aici e cutia. Deci ca să știți, tot ce sunt cumva gen din poveste, tot 950 a rămas cutia. Deci cam din poveste să înțelegeți și voi. Chestia e că aici suntem, chestia se întâmplă din cauza că naziștii în al doilea război mondial au făcut nu știu ce experimente care cu mașinărie, de-aia se cheamă harta Die Machine. Și din câte știu, au făcut niște experimente, ceva, cu o mașinărie și a eliberat Dark Eater-ul, care e gen universul din jocurile, din celelalte jocuri. E universul din celelalte jocuri. Ia, vorbim de ceva bun. Și... spuneam că asta a fost făcut, a fost zis niște experimente pe aici. Și au eliberat, a făcut o mașinărie de Dark Eater și au
eliberat zombie din Dark Hitler. Atunci, mașina aia se cheamă Die Machine. Asta se cheamă și harta. Iar ăștia cu mașinăria au eliberat cumva Dark Eater-ul ăsta, care era un vechi univers din celelalte jocuri. De unde erau gen universul vechi. Și la final știu că personajele principale s-au sinucis și a rămas decât Eddie și Samantha, ca așa-i chema. Eddie era prescurtarea de la Edward, care era Edward Richtofen, care era și ăla ceva nazist. Și era printre personajele principale. S-au sinucis, sau de fapt era Nicolae. Dar mai multe versiuni, e mai complicat, deci erau mai multe versiuni și ale personajului principale, Nicolae, Dempsey, Takio și Richtofen. Și apoi Nicolae a omorât pe toți și apoi s-a sinucis. Sau nu, a pus-o pe Samantha să-l omoare. Și apoi universul ăla din care erau ei a început, i-au plecat de acolo și ce a rămas în univers tot un întunecat, e întuneric și chestii de genul ăsta. Și cumva zombii ăștia, după ce au făcut naziști un experiment cu mașinăria aia Die Machine, au dau cuțitul. După ce au făcut respectivul experiment, au eliberat Dark Eater-ul aici și a început să se scurgă. Și zombii au început să pătrundă în lumea asta. Cam asta e premisa jocului, cea de genul. Dar ăștia parcă mor mai greu ca înainte. Nu știu ce rundă suntem acum, chiar nu văd unde e. Nu știu cum e acum, sau care ți arată viața, înainte nu ți arăta. Dar nu știu unde să ajungem chiar. Știu că ajungem să pornim curentul în baza asta. De pare știu că o să apară și un boss ceva sau... Care bossul ăla... și povestea ceva de genul... Mai e ceva rușii sau... L-au găsit după al doilea război mondial. După aia... Au trimis o unitate specială, ceva numită Omega Group, care se ocupa cu chestii de genul ăsta și... Le-a închis. A sigilat toată chestia asta și după aia acum, prin anii 80, cam 70, când se petrece acțiunea din jocul ăsta, Omega Group ăla vrea să repună în funcțiune aparatul ăla. Și nu știu ce om de știință de-a lor a transformat în ceva boss pe harta asta. Care știu că poți să-l... Există o mașinărie undeva ca să-l faci bun, să fie te ajute. Să fie gen de partea ta. Ca zombie. Sau nu chiar zombie, ca ce-o fi el. Nu știu. Nu știu cum ajung mai departe pe aici. Îmi zice că să merg aici jos, dar nu-mi zice pe unde. Trebuie să iau mai în continuare. Ia pe aici? Nu. Dar acum parcă jocul cumva e puțin mai creepy cu întunericul ăsta. Nu știu ce sunt chestiile astea de la dunde pe jos. Ce asta? Deja deci... Atât de lungă e o rundă? Sau e runda 11?
Pare nu știu. Voi runda următoare, dacă scrie 3 sau scrie 12. Hai uite ce power-ul. A, da, ăsta-i dai mașină. Tot la fel arunc, tot pe cerc, pe, ca pe scroll. Arunc grenadă. Mamă, și n-are seama. F7, nu vreau să ies. Aparentul nu vrea să iasă. Trebuie să ieșim cu toții ca să iasă și el, nu știu cum e sistemul acum. Deci, ăla ce face? Este singur care a mai rămas? Ce-a făcut ăsta? Asta e... A, cred că asta e chestia de aia cu Dark Eater. No, câte runde am. Ești pe locul 3. Am pus și level. Ce sunt astea? E, pot să-mi... Weapons, Kita Class, aici. Ce? Carmece, am și acasă, uite. Sunt în 3 level 7. Doar nu mai am mult, dar sunt în level 5. SMG-uri, ce sunt pe aici? Uite, astea nu erau la început în joc. Tot cel puțin în... Alpha și în beta nu erau. Astea erau tot ce e pe aici. La pistoale, la fel, astea erau la... Cred că SMG-ul ăla în... Organ și lansătoare, așa nu știu ce... Ăsta nu era. Ia și la skills ce pot să fac. Parcă, ia. Ia pot să, acum pot să upgradez astea. Parcurile astea de care le cumpăr, dar văd că sunt puține acum. În Black Ops 3 și 4 parcă erau mult mai multe. Fate of Less, aici ce îmi dă. Apoi, să-ți dau înapoi la zombies.
simți că party, disparte, the party is full. Așa, ca să știți, tot jocul ăsta e disponibil toată săptămâna viitoare. Eu cred că mai puțin sâmbătă și duminică. Green light, strike team. Happy hunting. Welcome to Alpha Site, strike team. Deci de data asta sunt doar eu și cu ăsta. Deci mi-am găsit un match și mi l-a găsit pe Zoli ăsta. Chiar se cheamă. Ce pot să craftez aici? Ce pot să craftez grenade? Deci acolo era runda 11-a. Azi, am găsit monkey bomb deja. Ce asta? Ah, un Tiger 2. Și acum scrie ca în... acolo jos când se termină insta-kill-ul ca în Call of Duty World at War. A, deci acum pot să intre ăștia în timpul match-ului. Ce mișto e asta. Stau aici lângă ăștia și să verific aici din kiver ăsta. Mili pe E. Gata. Gata. Level 3 la armă.
Un shotgun. Ce asta? Spas 12. E acolo scrie. Nu știu ce a schimbat în jocul ăsta numele la multe arme. În celelalte era același nume și aici. Am auzit ceva cu de-astea cu drepturi de autor și de-astea, dar eu nu înțeleg chestia asta. De ce în celelalte jocuri? Îmi cerea chestia asta și acum... Deci, nu cerea chestia asta. Drepturi, să plătească drepturile de autor și acum cer. Ce sunetele astea? Așa, acum pot să-mi fără să mai pornesc să pornesc puterea aia, electricitatea. O să-mi cumpăr corpuri. Chiar nu știam chestia asta. Uite, m-a intrat unul. Și mă duc, hai să văd ce-mi dă. A, păi pe ăsta nu... Nu vreau aia puțin. A, uite, a deschis ăsta aici. Ce spune asta? Că nu există vreun raport în care să zic că locul ăsta e bântuit? Dar de fapt deci aparent trebuie să zic aici că naziștii se jucau cu morții sau chestii, puteri care nu le pot controla și cu Omega Group rușii pur și simplu le-a lăsat așa chestiile astea. Și acum ăștia au venit să le oprească. Asta. Dar nu ajung banii. Deci astea ce sunetele sunt alea de prin... Deci aparent în lobby acolo muzică din Black Ops 1 modificată și acum muzică din Black Ops 3 modificată. Deci jocul ăsta e puțin cam reboot. Și level între timp. Uite și un camuflaj pentru armă, cred. Power. Dar tu am înțeles cum să intru acolo.
A, 2000. Au reparat astea. Ce este aici? A, sniper, ce se face cu asta? A, uite, a reparat asta. Cred că are pornit chestia asta. Ce sunt chestiile astea? Doctor, do you know what this is? What exactly am I looking at? Anomalie. I don't know. Oh, what the fuck, ce asta? Asta e Dark Eater-ul. Dar asta nu era. Mă, așa sunt. Am auzit, am văzut de chestiile astea prin niște thrillere ceva sau niște gameplay-uri parcă. Deci asta unde duce aici? Asta duce afară, în curte. Câinii ăștia, nu? E și parcă știu că era ceva easter egg cu un fel, ceva, un uriaș care mergea pe aici. Da, nu-l văd acum chestia aia orice ar fi fost. Ce-ar fi sau... Accelerate acela, accelerator. Accelera... A, aici jos. Așa, stai... pe căpanciu din jocul ăsta. Și acum trebuie să-l craftez. Știu că mai era... în altele, mai rar de astea cu crafta, parcă am Black Ops 2 sau nu mai știu ce joc. If I'm reading this right, I think our team just went through the portal. Well, that's a first. Și iarăși ne punem chestia aia. Aparent, da. What? A, asta e easter egg-ul cu Coffin Dance. E easter egg-ul cu Mimul ăla. Așa, tot mă atacă. Că au venit până aici, au mers. Și pot să-mi vădez armele aici. Stai. Și gata.
Ne comunește zombie cu grenada aia sau ce era. Arma asta. 4 atașamente are asta. Nu știu ce arma asta. Krieg 6. Raptor 1 has an exfil window open, strike team. Call it in if you need to bug out. Așa, deja cred că putem să facem de aia, extragerea de aia. Dar nu știu eu cum să fac să apară boss-ul ăla de v-am zis mai devreme. A, uite, a apărut. De că tot l-am rugat. Nu tot vorbeam eu de el, a apărut. Am activat anomalia. Ia că e una aici, trebuie să dăm revive. Azi, ce făceau ăștia aici? Așa, l-a murit? Da, a murit. A, dar unul văd că a ieșit. Asta l-am otrăvit. Zburat din data acolo sus. Stan? A, deci îi blochează aparent. Acolo nu știu nici că am murit. Și e o modalitate prin care puteam să-l... facem cumva asta, să-l transformăm. Da, acum nu știu ce s-a întâmplat. I s-a despărțit în două chestii. M16. Pot burst ăsta.
Deci acum s-a, deci am dat la Nuke-ul și tot nu s-a terminat ăștia. Sunt auto-revive. Ce zice acolo că l-a murit? Și e viu aici, e băguit ceva. A, uite ce trebuie să-l aducem pe ăla. Mă, ce trage asta. Așa, băi. Am 450 de chestii de alea, dar nu știu ce sunt chestii de alea. Gotcha. Ah, ce super, dar nu știu unde e parola aia. Merg așa strategic ca în celelalte jocuri. Asta a speed cu ăla, încă mai e în joc. Mai am glanțe. I think I like this gun. That's what you get. Ți-am luat AK-74U. Ceva pușcă semi-automată chinezească după număr. Scuze. Și mai funcționează ca în alte jocuri, Monkey Bomb-ul. Mă. Eu omor pe ea.
ce spunea ea. Acum am văzut că ăștia am înlocuit sticlele de suc cu doze. Nu știu, aș putea să iau parola. Ha, și n-am ce zic. Și parcă pe aici, pe undeva, era de la de cumpărat. A, uite, e de asta. E. Ah. L-a omorât și pe ăsta. Deci. Da. Sau? Hai. Ah, dacă ți-am omorât așa. Și am văzut că percurile rămân, nu mai trebuie să le mai cumpăr o dată. Asta a fost jocul, gata. Bine. Deci, cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, dați like, share și subscribe. Și salut!